și această foiță unde am scris, cât am aprins așa niște momente, mi-am scris câteva, mi-am dedicat câteva versuri. Și aici, dacă mi-ai îngăduit să spun, cu emoție, am intitulat Slavă tânărului pensionar. Pe drumul vieții întortocheat, cu necazuri, bucurii pavat, tu necazurile le-ai înfruntat, viața continuu ți-ai ordonat. Prietenii nu i-ai descurajat, totdeauna tu i-ai descurcat, te-ai descurcat. Fericită clipa ce o trăiești, bucuros în speță că existi, căci dreptul tău la viață, aviatorului proaspăt pensionat, ți-a fost mai tot timpul rezervat. Mulțumește acum lui Dumnezeu și colegilor din jurul tău. Vă spun, și acum mă pasc emoțiile, într-adevăr, mi-aș fi dorit ca acolo, de aici după Buzău, am avut doi colegi căzuți și să referie țărâna ușoară. Nu e ușor ca să pierzi un coleg sau cu atât mai mult familia care în sfârșit are de suferit, a avut și are de suferit în continuare.